Pe parcursul anului trecut, de pe piața Federației Ruse au fost returnate până la 10 loturi a câte 20 de tone de mere sau prune moldovenești. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, motivul returului a fost depistarea organismelor de carantină în loturi. Specialiștii ANSA precizează că la certificarea fitosanitară a tuturor loturilor pentru export a sâmburoaselor se prelevă mostre de fructe și se analizează de către Laboratorul Central Fitosanitar pentru determinarea lipsii organismelor dăunătoare. Organismele de Decarantinele depistate de către organele de control fitosanitar ale Federației Ruse nu sunt însă cu același statut în Moldova. Loturile de fructe returnate sunt verificate. În lipsă dăunătorilor, agentului economic se recomandă vânzarea produsului pe piață locală sau procesarea fructelor. Șefa Direcției Protecție Plantelor a ANSA, Svetlana Lungu, a precizat că, având în vedere cantitatea mare exportată în Rusia, procentul de retur este foarte mic și apoi nu neapărat este vorba despre neconformitatea întregului lot. Ori e suficient să fie afectat un singur fruct și să ia decizia de returnare a întregului lot. În 2020, Republica Moldova a exportat 208.209 tone de miere proaspete în Kazakhstan, Belarus, Federația Rusă, Mongolia și Uzbekistan, iar încă 1.839 de tone în Bulgaria, Estonia, Letonia și România. De asemenea, au fost exportate 34.355 de tone de prune în Federația Rusă, Belarus, Bosnia și Herzegovina, Ucraina, Kazakhstan, Mongolia și Croația. Alte 21.154 de tone de prune au fost exportate în Austria, Bulgaria, Cehie, Estonia, Franța, Germania, Italia, etc. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precizase că exportul produselor de origine vegetală autohton în anul 2020 a fost în descreștere în comparație cu anul 2019 din cauza unui an secetos și în urma calamităților naturale pe care le-a suportat Republica Moldova în vara anului trecut. Aceasta a dus la o micșorare considerabilă a exportului, până la valoarea de 60% din exportul anului 2019.